Mircea, eu pentru tine am o surpriză. Uhu, cel mai picant sos. Și nici un pic de apă. Eu nu știu cine ar putea să mănânce atâta. Mami se îngrașă. Cu 3 kg? Dar nu, nu mă las. Știu că mie nu-i plac deloc. Mircea este cel care va ieși prim din challenge. Astăzi vrem să facem un challenge foarte interesant. Cine e ultimul refuză să mănânce, acela și câștigă. Doar că va trebui să mănânci ceea ce-ți va alege altcineva. Ce? Dacă mică ceva grețuț? Eu nu vreau să fac. Să înceapă challenge-ul. Doar că cine câștigă challenge-ul primește un premiu excepțional de frumos. Ce? Puși de fotbal? Ce-și dorești eu? Da! Orice? Să vedem cine reușește să iasă ultimul din challenge. Eu! Atât de mult avem de ales, însă o problemă! Oare deliciosă toată mâncarea de aici! Dar complicat? Eu deja am văzut ceva pentru Mircea! Hai să începem atunci! Mami, eu voi alege pentru tine! Și asta va fi bucate care să fie în porție foarte mult! Știu că nu încape! Atunci îți voi lua ție o porție extra picantă! Încearcă să nu mănânci! Eu lui Mircea îi voi alege fructe de mare! Știu că mie nu-i plac deloc! Eu nu știu dacă tu găsești aici fructe de mare, dar eu ție îți voi lua foarte mult dulce și nu mi-ai bea nici măcar un gât de apă! Cum fără suc, Mircea? Deci pare a fi un challenge foarte interesant! Ceva foarte... Wow! Fistic! Te face să bei apă! Voi lua foarte mult! Wow, câte fructe de mare sunt aici! Și calmări! Și creveți! Voi lua de toate! Voi lua de fiecare câte una! Mami adoră piadinile! Doar! Ele să nu fie în cantități foarte mari. În cazul în care sunt foarte multe, mami nu mai reușește și pierde challenge. Voi lua așa și creveți. Mâncare picantă probabil găsim aici la Mexican Food. Văd că au și ardei, chili. Cel mai picant sos este. Mami, să reușesc să mănânci. Tati, ține-te! Wow, ce picante sunt! Elisa, privește câte dulciuri ai aici! Și nici un pic de apă! O timp, poftă bună! Ce? Atât de mult! O să-mi capă în portă mea! Vrei să câștigi challenge-ul? Astea sunt piadinile lui mami. Wow! Uite cât are! Elisa, eu simt în mână, am vreo 3 kg. Și? Mami se îngrașă! Cu 3 kg în doar jumătate de oră. Ține-mă! Voi ce vreți să faceți din mine în acest challenge? Dar nu vreau să-l pierd! Eu nu știu cine ar putea să mănânce atâta! Nu știu, mami? De la care să încep măcar? Da? Și sosuri? Da, mai, încă-mi tot. Vai, ce pune, ce mari sunt! Cine să le mănânce? Asta are vreo 700 de grame, sigur. Mircea, eu pentru tine am o surpriză! Fructele tale preferate! De mare! Dă-mi-le încoace! Seamănă și lămâia și ce curaj! Ce curaj! Nu te recunosc! Nu cred! Stai, am uitat sosul de lămâie! Acum și începem challenge-ul, Radu, bine! Pune cu sos, n-ai să simți gustul! Asta vreau să zic! Sosul este cu usturoi! Oricum este mai bine decât așa! Ce-ți place? Atunci trebuie să caut pentru tine midi și bagă, mers! Mircea, bagă! Uite ce te așteaptă! Mircea prima dată mănâncă fructe de mare! Eu am de la mami
Tu mie, mami, ce mi-ai pregătit? Tati, toate pretențiile la băieți. Ți-au mâncat tot nachosul de aici. A rămas doar sosul. Cu ardei iute, foarte picant. Dar și aici, sosul chili. Cel mai picant de aici, din cetate. Va trebui să-l pui peste piadine și să mănânci tot. Fără să bei apă. Fără sos cu ciupirci. Mircea, ia să vedem cum vei mânca tu de aici. Uite așa. Dăm mâncare cu paste. Acelea sunt cartofi. Mami, nu-i dea cu cartofi, mami. Hai, mănâncă. Hai. Chimie. 3, 2, 1. Nu. E iute. E iute. Mie îmi place. Le voi mânca pe toate și voi câștiga eu challenge-ul. Da, Melissa, tu ai ajutor. Uite câți se duc în dată. Sunt delicioase, dar atât de multe. Tati, probabil eu aspir challenge-ul. Dar nu, nu mă las. Mami, așa ceva eu nu pot mânca. Nu pot. Tati, nu pune doar limba. Ești în răstoarnă totul pe mâncare. Hai, mie mi-ai pus? Ți-am pus și eu ție. Vrei să gusti? Nu. Melissa, este incredibil de iute. Uuuu, cât îți pui? Dar ce să fac, Melissa? Cum să mănânc altfel? Da, se face pe piață. Întinge și de ăsta. Poate de ăsta mai bine. Mami. Ăsta îmi pare dulce pe lângă. Ce? Am mâncat un crevete. Prima pedină am mâncat-o aproape. Dacă este un chibrit, se aprinde gura mea. Tati, mai bine frate, vreau eu să câștig challenge-ul. Și se maineză. Când să pun un pic de... Păi să fii mai dulce un pic. E maineză picantă, nici n-am observat. Mănâncă, mănâncă! Hai, tati! Hai, tati! A doua, nu știu cum mănânc. Ăsta are gust de creveți! Prima s-a dus! Următoarea! Ai, la fel, este imensă! Deja mi-este sete de apă! Mami, pot să cumpăr suc? Melissa, nu încălcăm regulile. Măcar apă! Dacă vrei, îți dau ardei la mine. Nu, tati! Nu vrei să mă ajuți? Hai, te rog! Eu nu! Am început să-mi apară și muci. S-a deschis și nasul. Oameni buni, eu asta nu mai pot mânca. Eu ies din challenge. Ce, tati? De ce? Criza pentru gusă. Da, eu am piadina asta și încă una. Sigur nu mai încape. Nu mai pot. Eu mă predau. Wow, încă cât mai am? Și sunt atât de însetată. Mai bine să beau sucul de lămâie. Este acru! Mai vrei apă? Da. Mai mult încă. Eu vreau mănuși de portări. Și vreau să mănânc acest crevete ca să câștig. Voi pune lămâie. Cât mai multă. Gata. Aproape este ud. 3. Uite cum vin mănușile de portar. Vin. Sau se duc? Vin. Iată, mami, cum trebuia pe Mircea să-l convingem să mănânce fructe de mare. E prima dată în viața lui.
Atât de delicioase și nici nu le iubește. Da, de parcă ți-e plac. Mie îmi plac foarte mult și mai ales creveții regali. Eu gata, nu mai pot. Plec după apă. Ai pierdut challenge-ul? Da, mami, nu mai pot. Challenge. Și am mâncat prea mult și mi-este sete. Și am rămas singur. Hai, Mircea, hai, e ultima. Hai, la Mircea, concure. Demonstrează și pe video că mănânci tot. Hai, Mircea. Și s-a dus. 10, 9, 8, 7, Mircea, 6, hai mai repede. 5, 4, coada se mână, ce scârbă! Dacă mănânci coada, îți cumpăr două lucruri pe care dorești. Nu cred, nu cred, nu cred! Mănâncă tot? Oricum cât de mult usturoi este aici, oricum este mirosul de la crevete! Mami, ce facem noi? Noi am pierdut și Mircea a câștigat. Mami, eu credeam, uite, eram sigur, când mi-am încoace, dulce, dăm dulce. Mircea, Mircea este cel care va ieși primul din cele. Puteam să vă salutăm. Bună. Mm. Așa se întâmplă, parcă vă urmărește mult pe YouTube. Salut! Salut! Bună, ceau! Ceau! Spune-le, bine ați venit la Oradea. Bine v-am găsit. Noi nici nu ne-am gândit că Mircea va câștiga acest challenge. Chiar și el zicea că îl pierde din start. Nu vroia să mănânce fructe de mare. Tati, va trebui să-i cumpărăm cadou. Încă cu poartă pentru fotbal acasă, nu m-am gândit ca să fiu. Dar cum am de fotbal? Hai mă, ca să nu știu, de care vreme? De iarnă și de toamnă și de primăvară. Și de grădină? Și de grădină. Sunt atât de însetată și mi-am luat două sucuri, pe care unul mi-l dai mie. Ok. Ciocolată. Și eu, când arde gură, ardei. Fierbe! Care cu tristețe, care cu bucurie, mergem spre mașină. Căci ne plouă! Chiar dacă a început să plouă, festivalul încă nu este închis. Noi trebuie să finalizăm challenge-ul. Așa că mergem la... La ce? Decathlon! Și lui Cristiano Ronaldo! Asta ce-a fost? Ce-a fost? Eu credeam că abonații mă vor susține și vor spune Mircea nu juca fotbal, căci fotbalul este un sport periculos, că te poți accidenta acolo. Ca și mine. Da, dar ce fac abonații? Un pic m-am zgrăiat, un pic mi-am fracturat piciorul, a scris cineva acolo. Un pic, cum un pic, măi? Tati, eu zic pentru recreiere și timp liber e ok. Dar mai departe mai vedem. Hai, nu uit. Hai jos. Zup. Mulțumesc că m-ați susținut. Am găsit deja una. Asta. Cu asta, Mișnicea. Asta, Mircea. Asta e poarta. Asta e poarta. Și dacă nu mai sunt, Mircea? Știi cam pe unde sau? Era un domn cu două porți. Oh, da, mare. E posibil să nu mai fie. Da, e posibil să nu mai fie. Cum a găsit deja? Așa arată mănușele de porpă? Da. Toate, nu mai nu spune. Acolo sunt. Mie îmi pare că e cam mare pentru mâna ta, nu? Sau e mic, din potrivă? Din prima cred că a nimerit. Nu știu, eu nu știu dacă e corect, dacă e mare sau e ok sau e mică. Dar eu vreau să fie puțin ca mare, ca să nu ne mai cumpărăm încă o dată aici. Să țină mai mult timp. Mami, bine că nu le-a ales pe cele mai scumpe. Eu nu știu, mi-a încărcat un coș plin de mingi. De basket. Un sport foarte interesant și foarte bun. Ce fel de mingi sunt astea? De volei. De fapt, un sport foarte interesant și foarte bun.
Vreau și așa. Vrei și tu așa? Hai, toți rapecăm în fotbal și gata. Hai să te ajut eu. Că nu mai reușesc poartă deja. Nu mai, nu zic că e din asta. Porți de mărimea care am vrut eu nu erau aici. Și noi am vrut să facem online. Am reușit, pentru că cineva a returnat niște porți. Deci nu mai facem comanda online. Avem porțile, gata, le luăm acasă. De fapt, tu luăm. Da. Așa a fost să fie. Ne-am greșit. La una, la alta, la trei, la patru. Special. De când ne-am dorit? Doar de la o să mănânc cu un crevete. Special. Care unul? O porție întreagă. Și calmați. Special ca să vină poarta înapoi. Astăzi voi testa mănușile de portar. Mai penind din furucelile și fruzele care s-au uscat anul trecut, nu am avut grijă atunci. Poate și revin, văd deja că ceva îmbubucește. Cred că o să fie bine. Și am venit aici să vă ajut. La aceste stropitoare trebuie două capace. Și acum vreau să încerc eu. Op, am dat și pe jos. Și nu pune foarte mult. Hai, hai, mergem. Hai, pas. Bravo, hai. Hai să fac o plimbare, dar n-a făcut caichi. În schimb, am văzut orașul. Bun. Vedem că va da șutul. Ice. Hai, pasă. Când mănâncă ice, ai senzația că în spatele ei stau vreo 5 câini și ea să reușească să mănânce tot ce are acolo. Da, aspiratorul familiei. N-ai mâncat tot? Nu mai mie caut și altceva dacă este. Stai, până acum Ionut și Matei a hrănit-o cu pește. Și ea tot caută pește sau ceva bunișor. Mitea, îi aduc ceva? Bombonele din alea. Chiar acum? Oase cu ciocolată. Hai să-i dăm să vedem. Dar câte unul? Oh, a prins. A prins? Ai șezi.